Ce înseamnă pentru noi să fim țărani? Oh, Doamne, e foarte greu. Foarte greu, o meserie foarte grea. Să fii țăran și neplătite produsele, e foarte greu. Doar că te mulțumești sufletește și că iubești animalele și cu așa ceva te alegi, cu altceva nimic. Păi îți vei batuge bine. Se poți da cu sapă, cu toporul, cu plugul, cu grapa. Asta-i, tu ai formă mâine bune. Acum, dacă ce uiți numai așa, nu faci nimic. Că aici n-avem sărbători. Vine Paștile, vine Crăciunul. La animale trebuie să mergi și să le dai de mâncare. Trebuie să le mulci vara, dimineața la 5. Trebuie să plece la deal, dimineața, la seara, vine la 10 noapte. Da, nu, asta e agricultura, asta e, nu te comandă nimeni, tu îți faci toată afacerea, tu ții porci, tu îi tai, tu îi mânci, găini, iepuri, oi, și asta e agricultura. Sunt preot țăran, duminica slujbă, credincioși, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, muncesc la coasă, animale, tot. Din tată în fiu suntem țărani. Așa ne-am născut, așa am crescut. Țărani, țărani, agricultura, pământ, avem pământ, 5 hectare, lucrăm, cosâm. Iarba, trebuie, tot, asta e, la țară, cartofi, porumb, toamna recoltăm. Cu 2-3 hectare, ce să facă? Vine ăla cu sute de hectare, cumpără aici tot. Aici au venit elvețienii. Au cumpărat. Sute, 200 de hectare numai la Hutba. Au cumpărat. Și noi n-am putut să cumpărăm, că noi n-avem bani, țăranul român. Nu avem bani. De la țară pleacă toate, adică mâncarea și alte, de la țară pleacă, știi? La oraș e industrie. Aici e agricultură. Ești fericit? Să spun că da.